și, bineînțeles, domnul Rudi Vărnaini, CEO Nervino Casă. Și pentru a nu lungi vorba, aș încerca să-i dau cuvântul domnului Rudi Gardani pentru a spune două cuvinte despre această mare deschidere. Încă o dată, bine ați venit și de-abia aștept să deschidem ușile la ora 10. Rudi, the floor to you. Good morning, everybody. Sorry, my Romanian is really poor, so hopefully you get along with a bit of English. So welcome today. We had already last night a little bit of a party, I have to admit, because there have been a lot of companies and a lot of parties that actually have been helping us and supporting us in order to deliver this project, which is a project of Nepiro Castle. It's a serious investment of our company into the city of Craiova and into the region here, more than 130 million euros. We've just opening here. Just for you, I mean, you have the press release, but in total, a shopping center and retail park of more than 63,000 square meters, leasable area. On top of this, our partners on the other side, Dedeman, also open, actually their second biggest store, I think, in Romania, 16,000 square meters. So I think this is, of course, a retail agglomeration, a new retail agglomeration to this area that is kind of outstanding. So that's why last night we had the pleasure actually to welcome here, especially our retailers. They will bring this building to life. You see here more than 140 stores. And I think what makes a difference here, especially for you journalists that come from Craiova, we have 14 retailers, for example, here that have never been in Craiova before. And we have 8 retailers, as an example, that come the first time to Romania. So this is really, I think, an outstanding outstanding numbers that we see here, especially when it comes to the offer and to the excitement, hopefully, that we are able to create here for people living in this area. Now, it took us 2 years, and I don't know, I don't think we have it in the video, but most of you come from here most likely, and you know this was a swamp. I mean, this was a kind of a lake. So to get it from within 2 years, from let's say being outside of town and being a swamp, and then, I mean, you all saw the building here. That's an achievement, especially of the more than 60 contractors we have been working with. So we had all of them were Romanian companies, and it took us these 2 years, but we could finalize the project because of the good contractors we're dealing with. We could finalize it in time, we could finalize it in budget. What was very important for us from the very beginning was the really good partnership with the city of Craiova. I think this is a very good example where you see that, that public administration and public services can deal very well with private investment. It's a joint venture, because when you look out of the window here over the terrace, you see the wonderful boulevard, which obviously was, let's say, done in connection with the city of Craiova. We needed to have, of course, a very good transportation situation, and I think it's also enhancing now the traffic and optimizing actually the flow of traffic in the city. So I think that one can see that public and private sector can really be innovative and can enhance actually the circumstances within a region, within a city. Furthermore, if you have questions at the moment, later on, okay. Very good. With this, I hand over back to Roxana. Mulțumesc, domnule Dani. Acum aș ruga foarte, foarte mult pe doamna primar, Diaurguța Vasilescu, să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație și mulțumesc pentru această investiție pe care ați ales să o faceți în Craiova. Practic este al doilea cel mai mare mall din România după Capitală, pe care îl construiți în țara noastră și bineînțeles că asta nu poate decât să ne bucure. Ce înseamnă pentru noi Promenada Mall? Înseamnă în primul rând 1400 de locuri noi de muncă, înseamnă un bulevard nou pe care l-am primit cadou și care a costat câteva milioane de euro, înseamnă un traseu
de autobuz nou, care din păcate înainte nu putea să aibă loc fără acest bulevard. Înseamnă 40 de branduri noi pentru Craiova, înseamnă 8 branduri noi pentru România, care se regăsesc doar la Craiova, înseamnă creșterea atractivității orașului, înseamnă creșterea acestei zone care până acum câțiva ani era doar o mlaștină. Toate acestea sunt motive pentru care nu putem decât să vă mulțumim că ați ales orașul nostru pentru această investiție și de asemenea aș vrea să le urez mult, mult succes comercianților care au deschis aici restaurante și baruri. Mulțumesc! Mulțumim, doamna primar! Acum, bineînțeles, nu putem să mergem mai departe fără să auzim câteva cuvinte de la domnul director dezvoltare Andrei Radu despre cum a fost să construim acest centru comercial. Andrei? Bună dimineața! Da, toată lumea de aici e prezentă să vă spună despre, să vă povestească despre planurile de viitor. Eu sunt venit să vă povestesc despre trecut. Pentru noi, din păcate, departamentul de dezvoltare, proiectul Promenada Craiova s-a terminat. Începe un proiect mult mai interesant pentru colegii noștri de la operațional. Deci, mă numesc Andrei Radu, sunt director de dezvoltare al lucrurilor Nepirochesă și, cum spuneam, vin din trecut. Cum a fost? Ce a fost? A fost o mlașină, majoritatea dintre dumneavoastră vă amintiți, la care ne-am apucat acum 2 ani de zile să o asanăm, să o curățăm, să o umplem și să o transformăm într-un teren construibil, pe care am construit un bulevard, 4 benzi care leagă Severinului de strada Râului. Deja de o săptămână este dat în folosință și cred că se vede efectele bune în traficul craiovean. Și am construit un mall, un parc comercial de fapt, aproape 100.000 de metri pătrați. Noi vorbim în metri pătrați construiți, atât de părinții noștri care vorbesc în metri pătrați închiriabili, dar noi am construit pe toți 100, că ei au închiriat doar 60 și ceva de mii, treaba lor. Au fost 2 ani în care am fost aici, printre dumneavoastră, în perioada de vârf aproape 2000 de oameni. V-am deranjat, am făcut zgomot, am făcut praf, ne pare rău, ne cerem scuze, dar sper în toată inima să fi meritat. Ne-ați suportat aici, cu rele, cu camioane care v-au încurcat prin trafic, cu toate problemele create de un șantier. Vă mulțumim pentru asta. Au fost 2 ani în care, pe lângă 130 și ceva de milioane de euro, noi toți, toată mie asta de oameni, am lăsat muncă, amintiri frumoase, mai puțin frumoase, 2 veri foarte oltenești, cu 40 de grade, niște inundații, tot specifice Olteniei, au venit peste noi. A fost interesant. Pentru noi s-a terminat, pentru dumneavoastră sper să înceapă o poveste frumoasă, un proiect frumos. Noi am pus suflet și multă inimă, sperăm să vă bucurați de el, sperați să-l primiți la fel de frumos cum ne-ați primit pe noi în Craiova și sper ca Promenada Mall să fie mallul dumneavoastră exact așa cum a fost al nostru în anii ăștia de. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ați primit în orașul dumneavoastră și vreau să închei mulțumindu-i doamnei primar pentru această colaborare absolut profesionistă.
dacă este ceva ceea ce îmi displace la meseria pe care o fac de mai bine de 20 de ani, este lucru cu autoritățile și vreau să vă mulțumesc în nume personal că mi-ați arătat că se poate și altfel. Se poate să colaborăm, se poate să fim profesioniști. Se poate să existe o colaborare benefică pentru oraș, pentru municipalitate și pentru investitorul privat. Vă mulțumesc mult de tot și vă mulțumesc dumneavoastră oamenilor pentru faptul că ne-ați primit aici. Mulțumesc, Andrei, și pentru cuvintele foarte, foarte frumoase. Iar acum, bineînțeles că ștafeta va fi predată echipei de asset management, așa că pentru a vă spune două cuvinte despre viitor, exact cum dacă Andrei ne-a vorbit, cum a fost construit, îl invit pe Head Group Asset Management al Nebiro Castle, Marius Barbu, să vă spună câteva cuvinte. Bună dimineața, mulțumesc, Roxana, pentru introducere. Bine ați venit. Vreau să vă mulțumesc că sunteți un număr mare aici cu noi. Mulțumesc, Andrei, dacă Andrei, într-adevăr, e un pic trecutul. Eu cumva fac și transgresia, că am fost și puțin în trecut, voi fi puțin și în viitor. Vă mulțumim pentru că deschidem alături de dumneavoastră și împreună către craioveni un proiect, din punctul nostru de vedere, impresionant. Este un proiect complex. Andrei v-a povestit mai multe despre partea tehnică, dar este un proiect care pentru noi a constituit o încercare de a combina un mall pe mai multe nivele cu parcare supraterană și cu parcare la nivel de pământuri și un retail park, cu un bulevard, cu accese noi, cu intersecție făcută nouă și tot așa. Și în acest proiect am încercat să aducem pe cât posibil cele mai bune magazine și cele mai bune oferte comerciale pentru publicul craiovean. Noi credem că am și reușit, cum zicea și domnul Dani mai devreme, sunt peste 140 de magazine care vor deschide în această zi. Da? Multe dintre ele sunt în premieră pentru Craiova, peste 20. Aș vrea să menționez unele care sunt premieră pentru România și în special grupul Inditex a deschis un nou magazin în afara Spaniei și acesta se cheamă Lefties. Este un magazin pe o suprafață foarte mare, aproape 4.000 de metri pătrați. Aș vrea să subliniez și primul hipermarket Carrefour, dar o să las pe domnul Julien să vă spună mai multe. Și sunt multe alte noutăți din perspectiva chiriașilor, din perspectiva comercianților. Cum a zicea și doamna primar, avem și multe restaurante. În mare parte, cred că nu greșesc, sunt restaurante operate de operatori locali din Craiova, ceea ce ne bucură foarte, foarte tare. Încercăm în fiecare proiect de nostru să aducem un aport local, cât mai mult din economia locală să fie implicată în mall, în operarea centrului comercial. Dar vă lăsăm pe dumneavoastră ulterior să primiți, cum zicea și Andrei, acest proiect în ziua dumneavoastră, în programul dumneavoastră zilnic, să veniți după amiaza să faceți cumpărături, să vă plimbați copiii pe terasă. Pentru noi este puțin mai mult decât un centru comercial. După cum se vede, este aproape un spațiu de trăit. Are o terasă frumoasă, are o zonă de food court drăguță. Eu zic că este cea mai frumoasă pe care noi am făcut-o până acum. Este o zonă unde vă puteți permite să vă plimbați, să vă petreceți un timp liber plăcut în weekend sau seara sau în timpul zilei. Are o conexiune foarte, din punctul nostru de vedere, impresionantă cu Bulevardul Severinului. Vă invit să mergeți seara și o să vedeți, este foarte drăguț. Și vă ziceam că este mai mult decât un centru comercial, pentru că, din ce mi s-a spus, cele mai frumoase apusuri din Craiova se văd de aici, de pe terasă. Deci,
vă invit să experimentați. Este un element pe care, într-adevăr, nu prea l-am luat în considerare la început, dar după aia ne-am dat seama că ne ajută foarte tare pentru operarea terasei. Ok? Aș vrea să mulțumesc foarte mult partenerilor noștri comerciali. Toți, absolut toți, au făcut un efort suplimentar pentru a aduce cele mai noi concepte în acest mall. Deci o să vedeți cele mai noi concepte comerciale care există în acest moment în România și nu numai. Cele mai noi magazine, cele mai noi colecții și vă invit să vă uitați și să le experimentați. Aș vrea să mulțumesc și colegilor mei care împreună cu Departamentul de Dezvoltare au făcut posibil deschiderea acestui mall în ziua de 5 octombrie și tot ce vedeți în jurul dumneavoastră este gândit și adus la viață de o echipă de oameni și de o grămadă de parteneri. Credeți-mă că peste cei 2000 de oameni de care zicea Andrei la un moment dat sunt peste, mai sunt câteva sute din partea comercianților și din partea celor care operează, care au fost implicați în acest proiect și împreună au reușit să aducă la viață acest spațiu. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici și vă aștept să ne spuneți ce părere aveți despre promenada Mall Craiova. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Marius! And now, please allow me to invite Mr. Julian Munch, CEO Carrefour Romania, to say a few words about the first hypermarket in Craiova, first Carrefour hypermarket in Craiova. Thank you very much. Mulțumesc, bună dimineața tuturor, bonjour à tous, doamna Vășilescu, draga Rudiger, stimate parteneri, mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră pentru a celebra inaugurarea noului centru comercial Promenada Nepirul Castel și implicit a primului hipermarket Carrefour din Craiova. La Carrefour vorbim despre localizare de la fructele și legume proaspete aduce un sezon de la fiamerie rumene, sau de la cooperativele agricole partenere din grădina noastră, la programele Carrefour de referință cu amprenta locală, precum deschidem vinul rumanesc, prin care susținem cremele romanești sau poftim brunza romaneșca, prin care venim cu o serie de produse noi pe piață. Cu siguranță, localnicii vor recunoaște o ponedere semnificativă de articole alimentare produse de producători locali și regionali, mici, mijloci și mari, de către nume familiare, precum deliciosele lactate de la Artego, mezerule de la producătorii locali Teldo și Malina. De accentul prioritar conferit de calitate, prin marcile proprii de sau bio, pe care le susținem prin intermediul programului Creșem România Bio. Prin diversitate, pentru a deveni reterelul preferat ai craiovenilor, completând bogata oferta de produse alimentare cu noua colecția vestimentară Tex, potrivită sezonului rece la electrocalnice, produse de casă și grădina, cart și jucător. La fel de mult aș putea să vă povestesc și despre componenta de mediu și de programul Punem Preț pe Plastic, prin care promovăm un comportament responsabil. Mulțumim încă o dată Nepirul Castel, dragă Rudiger, pentru acest centru comercial care aduce valoare orașului. Alături de directorul de magazin și cei 140 de colegi care vor sta la dispoziția clienților noștri, am plăcerea să vă invit în noul nostru hipermarket, doamna Vasilescu, și vă urăm bun venit în universul Carrefour. Vă mulțumim!
Mulțumim, mulțumim, Julian. Și acum, pentru că a putea să ne încadrăm în timp, avem un timp foarte, foarte scurt pentru ceva întrebări. Deci dacă sunt întrebări, avem 10, maxim 15 minute. O să vă ajut, o să rog și colegii mei să mă ajute cu microfoane, dacă cineva vrea să... Întrebări? Da? Întrebare? Thank you.
serviciu de livrare gratuită la domiciliu și, bineînțeles, am o colaborare foarte bună cu Banca Transilvania, de unde clienții noștri pot cumpăra și pot accesa creșterile, scopând cu creșterile, pardon, comisiune 0%.
Thank you.
Thank you.